Petiție. Solicităm respingerea parteneriatelor civile între persoanele de același sex în România. Solicităm respingerea parteneriatelor civile în România. Recent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a emis o decizie care impune României să legifereze intern parteneriatele civile între persoanele de același sex. Ne opunem. Decizia CEDO este incompatibilă și contrară suveranității naționale. CEDO nu poate impune României ce legi să adopte. Legislația internă a României e de domeniul celor pe care noi cetățenii îi alegem în Parlament. Nu este competența unei instituții suprastatale dovedită a fi părtinitoare în favoarea minorităților sexuale și împotriva familiei a suveranității naționale și a valorilor creștine. Autoritatea conferită de țările membre în Consiliul Europei și astfel Curții Europene a Drepturilor Omului este strict limitată. CEDO decide în caz specific și individual dacă România a încălcat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În 2009, România a adoptat cu un vot covârșitor noul cod civil care nu permite legalizarea în România a parteneriatelor civile. Decizia CEDO este un atac frontal și de nepermis asupra codului civil și al României și a suveranității noastre. Parteneriatele civile, o formă de concubinaj instituit prin lege, nu au nicio valoare socială și s-au dovedit a fi destructive. Ele subminează familia naturală, căsătoria firească și împiedică dezvoltarea normală, firească și armonioasă a copiilor. Solicităm, deci, ca Parlamentul României să nu instituie parteneriatele civile în România. Relatează Alianța Renașterea Națională.ro Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro